faptul că Pavel se folosește, da, de acest exemplu unde spune sunt vase care slujesc la slujiri de ocară și sunt vase care slujesc la slujiri de cinste, de exemplu, dintr-o bucată de lut, olarul ar putea face un coș de gunoi în care să pună gunoiul sau olarul ar putea face un vas în care să pună sarmalele, da? Un vas mai de cinste decât vasul în care să pun sarmalele într-o casă de român greu de conceput. Este la alegerea olarului. De ce ne dă Pavel acest exemplu? Pavel ne dă acest exemplu ca să exemplifice faptul că olarul are latitudinea să facă din lut ceea ce vrea el. Mulți exegeți vin și spun, vedeți, Roman 9 nu este despre mântuire, este despre slujire. Pentru că vasele care slujesc unele pentru ocară, unele pentru cinste, ne indică acest lucru. Nu e adevărat. De ce? Pentru că tot pasajul din Romani 6, din Romani 1, dar din Romani 6, 7, 8, 9, are ca și temă problema păcatului, problema mântuirii, da? Romani 8, de exemplu, este clar despre planul lui Dumnezeu de mântuire. Ce face Pavel aici? Pavel se folosește diverse exemple și zice, ca să înțelegi mai plastic, este cum olarul are drept asupra lutului său să facă vase pentru un scop sau pentru alt scop, tot așa este și când e vorba despre mântuirea sau despre soarta omului. De asemenea, când se folosește despre, în exemplu cu Esau și Iacov, se folosește de acești doi ca și o tipologie să ne arate felul în care Dumnezeu lucrează și are dreptul să lucreze în viața fiecărui om. Nu trebuie să forțăm textul. Nu trebuie ca să tragem de el ca să iasă ceea ce nouă ne convine. Da? Trebuie să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Până la urmă, cele mai multe sisteme teologice ajung în eroare pentru că încearcă să rezolve anumite lucruri care Biblia nu încearcă să le rezolve. Pavel nu încearcă să rezolve această taină. Da? Pavel pur și simplu spune așa stau lucrurile. Dumnezeu este olarul, tu ești lutul, El face cu tine ceea ce vrea, punct. Poți să accepți sau poți să nu accepți. Apropo, acceptarea sau neacceptarea, până la urmă, sunt tot în mâna lui Dumnezeu. Da? Și Pavel o lasă aici. El nici nu mai simte nevoia ca să justifice. El pur și simplu dă aceste exemple ca să exemplifice principiul acesta al unui Dumnezeu creator cu drepturi depline asupra creaturii lui.